Cutremur în România. Anunțul venit de la INFP chiar acum, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că un nou cutremur a avut loc în această zi în România. Instituția a precizat ce magnitudine a avut seismul și unde a avut loc mai exact. Cutremur cu o magnitudine de 2, o grade pe scara Richter în România duminică. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat un cutremur minor în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 32 de kilometri, cu magnitudinea de mâl 2,0. Orașele situate în apropierea epicentrului sunt Focșani 13 km la nord, Bârlat 58 de km la sud-vest, Galați 78 de km la nord-vest, Buzău 80 de km la nord. Bacău 85 de km la sud, Brăila 87 de km la nord-vest și Vaslui 99 de km la sud-vest.